Am vizitat Institutul Cantacuzino și sunt impresionat. Am găsit o echipă foarte motivată, foarte profesionistă și am văzut unele din instalații, unele care sunt vitale în această etapă. Știți că aici la institut se prelucrează foarte multe probe în legătură cu noul coronavirus. Aproape 45.000 de teste au fost prelucrate în ultimele zile, ceea ce este foarte notabil și acest institut deja joacă un rol extrem de important. Însă în afară de aceste prelucrări de teste care sunt, după cum mi-au spus cei care lucrează aici deja, acțiuni de rutină, se face cercetare și se pregătește și producție de diferite materiale. Deci o mișcare pe care o găsesc foarte pozitivă. Vă felicit și vă îndemn să continuați și la următoarea întâlnire să-mi prezentați deja noutățile despre care am discutat astăzi. Acum, este evident că trebuie să vorbim în acest context și despre pandemie, despre COVID-19. Din acest punct de vedere, astăzi este o zi tristă. Avem un număr record de persoane găsite pozitive cu noul coronavirus, peste 550 de persoane care au fost detectate de ieri până astăzi. În acest context, trebuie să fac câteva remarci. În primul rând, dragi români, suntem, iată, deja din martie, în plină epidemie, în plină pandemie și pot să spun că până acum câteva săptămâni lucrurile au mers destul de bine. Am trecut prin starea de urgență în care am luat măsuri dure, în care autoritățile au reacționat rapid, eficient și am reușit să ținem evoluția sub control. Este a doua lună deja că avem stare de alertă și lucrurile, din păcate, vedem că nu au evoluat așa cum ne-am fi dorit cu toții. Însă, în acest context, revin la ce am mai spus înainte de mai multe ori. Răspunderea, în acest moment, este partajată între autorități și cetățeni. A fost o perioadă foarte dificilă și ar fi foarte, foarte păcat să dăm cu piciorul la rezultatele bune pe care le-am obținut până acum. Măsurile care trebuie luate sunt foarte simple. Masca, distanța și, evident, spălat pe mâini. Pe de altă parte, trebuie să fim foarte atenți la ce ne spun unii și alții, fiindcă în această perioadă, în loc să fim toți de aceeași parte, politicienii să sprijine guvernul și împreună să-i convingem pe români că este o treabă foarte, foarte serioasă. Vedem că sunt politicieni care încearcă să exploateze electoral această pandemie. Este o cale eronată și din acest punct de vedere vreau să mă adresez și politicienilor și Parlamentului. Suntem într-o situație foarte complicată. Este momentul să lăsăm divergențele politice deoparte și să ne concentrăm pe soluții care sunt absolut necesare în această perioadă. Iar în acest sens, solicit Parlamentului să ia în dezbatere în regim de urgență legea care clarifică carantina și izolarea, pentru a reda autorităților acest instrument extrem de important în perioadă de pandemie. Nu este momentul să disperăm, dar în niciun caz nu este momentul să lăsăm garda jos
și repet, dragi români, împreună am parcurs relativ bine perioada până acum. Haideți să facem un efort să continuăm. Nu lăsați garda jos. Este în joc viața voastră și viața celor dragi vouă. Aici nu vorbim de politică, aici nu vorbim de opțiuni personale, aici vorbim de o boală care, din păcate, a rămas încă în societate. Să nu ne imaginăm că virusul dispare de azi pe mâine dacă cineva dă o lege sau un act administrativ. Virusul nu ține cont de granițe, nu ține cont de legi, nu ține cont de diferite abordări pur administrative. Dar noi avem cel mai important instrument ca să ne protejăm, conștiința noastră. Dacă respectăm normele care sunt în vigoare, avem o șansă bună să trecem mai departe cu cât mai puține persoane îmbolnăvite și, da, cu cât mai puține persoane decedate din cauza acestei boli. Să nu ne imaginăm că dacă este vară și plecăm undeva la munte sau la mare, scăpăm de virus. Din păcate, virusul merge cu noi și la mare și la munte. Ține de noi să ne protejăm cât putem de bine. Nu ne-am dorit această boală. Ea ar fi venit indiferent cine ar fi fost la guvernare, dar haideți să respectăm indicațiile specialiștilor. Haideți să facem aceste lucruri simple ca să îngrădim răspândirea virusului pentru a putea trece cu bine de această perioadă dificilă. Vă mulțumesc! Riscăm în primul rând să ne îmbolnăvim. Și asta este mult mai grav decât starea de urgență sau de alertă sau de orice altă discuție în Parlament. Trebuie să fim foarte, foarte conștienți de ce vrem. Cu toții ne dorim să ne reluăm viața normală, așa cum am cunoscut-o, dar nu se poate încă. Deci suntem încă în pandemie și după cum vedem evoluția, cred că va mai dura până când putem să ne reluăm viața normală. Pe de altă parte, nu putem să închidem țara și să plecăm undeva. Aici e viața noastră, aici e țara noastră, aici e sănătatea noastră, aici e economia noastră. Și dacă vrem să ne și mișcăm, să funcționeze și economia, să putem să mergem și la mare sau la munte, trebuie să respectăm aceste norme. Deci, încă o dată, nu vorbim de măsuri pur administrative. Vorbim de o situație de pandemie foarte periculoasă și ține de fiecare dintre noi să respectăm normele care se emit. Rolul autorităților este să emită normele, rolul spitalelor să trateze bolnavii, dar rolul nostru și respectarea normelor este să nu ajungem la spital, fiindcă este o boală foarte periculoasă. Efectele de crizei CCR privind carantinarea și izolarea se resimt deja. Partidul Social Democrat a acuzat PNL că nu a asigurat un cadru legal pentru aceste măsuri. Cine considerați că ar trebui să răspundă pentru această situație? Cred că aruncarea vinii dintr-o curte într-alta nu ajută pe nimeni. Hai să fim serioși. Ceea ce se impune acum este accelerarea procedurilor parlamentare ca să avem o lege în vigoare. Nu și-au imaginat, probabil, parlamentarii în nicio sesiune că o să ajungem într-o situație atât de gravă. Legislația în vigoare pe care am găsit-o este slabă. Așa a fost ea gândită. N-are rost să încercăm să căutăm cine a făcut-o slabă. Rolul nostru acum este să găsim soluții pentru a face o legislație modernă, eficientă, aplicabilă și da, constituțională. De asta m-am adresat Parlamentului cu solicitarea să lucreze rapid ca să avem legislație.
După părerea mea, alegerile locale în septembrie se pot organiza. Dacă respectăm aceste norme simple, purtarea măștii, distanța, putem să mergem să alegem autoritățile locale. Dacă se va organiza un referendum sau nu, sigur, asta vom vedea în funcție de evoluția din Parlament. Procedural, nu evenimentul de alegere sau de votare în sine este problematic, ci campania. Cu siguranță, campaniile electorale vor fi supuse unor reguli foarte stricte. Nu pot să-mi imaginez să facem mari adunări populare, indiferent când vom avea alegeri în cursul acestui an. Deci vom avea campanii mai degrabă pe media online, pe TV și așa mai departe. Este o provocare și pentru politicieni și pentru partidele politice, dar procesul de votare în sine se poate organiza dacă se respectă toate normele. Eu mă bazez și m-am bazat în toată această perioadă pe ceea ce recomandă specialiștii. Există comisii ale specialiștilor, ei trebuie să analizeze evoluția pandemiei și ei trebuie să vină la politicieni pentru anumite măsuri care se impun de la caz la caz. Este foarte clar că situația în care ne aflăm acum este foarte îngrijorătoare. Sunt în contact și cu guvernanții și cu specialiștii și deocamdată credem că împreună cu românii avem puterea să respectăm normele și să nu trecem în faze mai complicate administrativ, cum ar fi starea de urgență. Dar, sigur, dacă situația se înrăutățește și nu găsim altă cale, atunci putem să revenim la măsuri mai restrictive. Încă o dată, eu nu-mi doresc acest lucru, cred că nici românii nu-și doresc acest lucru. Haideți să respectăm normele în vigoare. La un nou val de relaxare să ne luăm. Este clar că în acest moment, când numărul cazurilor este în creștere, noi ne-am așteptat sincer să intrăm într-o fază de descreștere, nu s-a întâmplat în situația în care crește numărul de bolnavi. Este destul de greu de imaginat cum ar arăta o nouă fază de relaxare. Asta este încă o discuție care se poartă. Asta aștept să-mi spună experții și specialiștii și atunci vom analiza ce măsuri politice trebuie luate. Deciziile CCR sunt obligatorii, precum respectarea Constituției și a legilor. Mai mult n-am ce comenta aici. Un pic mai tare, vă rog, că nu vă aud bine. Este o discuție care se poartă și și eu aștept opiniile experților cum se poate proceda pentru a ține cont de realitățile în diferite zone. Dumneavoastră, sunteți mulțumit de cum au reacționat românii până acum și dacă care credeți că a fost factorul declanșator de a ajuns la un număr de cazuri în creștere? Am văzut că majoritatea țărilor unde au început măsurile de relaxare, au început să crească numărul de persoane infectate.
este oarecum o evoluție așteptată, dar noi trebuie să luăm în considerare că o creștere peste măsură, care măsură sigur rămâne de stabilit de experți, nu poate fi tolerată ca atare. Însă, repet, nu-mi doresc să reintroducem restricții, dar dacă numărul de cazuri crește în continuare, atunci probabil Comitetul Național va începe să propună anumite măsuri restrictive. Românii, în cea mai mare parte, au reacționat foarte bine. Din păcate, sunt și exemple negative, le-am văzut și la televizor, și persoane simple, și persoane titrate, care, din păcate, n-au înțeles nimic din toată situația și probabil va trebui să mai repet de multe ori, haideți să purtăm mască și să păstrăm distanță. Există mai multe avertizmente de la directori de spitale mari, principal din București, în legătură cu ocuparea numărului de paturi și a secțiilor de terapie intensivă. Care este situația sistemului sanitar în acest moment? Credeți că face față sau cât de aproape suntem de un blocaj de timpul? Chiar astăzi am avut o discuție pe această temă. Momentan, sistemul face față și pentru a preveni o supra-solicitare a sistemului au fost achiziționate, de exemplu, acele tiruri care pot fi transformate în ATI-uri și vor fi puse la dispoziția spitalelor unde locurile sunt prea puține, dar deja înțeleg că ne apropiem periculos de mult de limita superioară a sistemului de ATI și trebuie să avem foarte mare grijă. Până acum, spitalele și-au făcut treaba, medicii își fac treaba, dar cei care trebuie să-și facă cel mai bine treaba sunt oamenii simpli care trebuie să se protejeze pe ei și să-i protejeze și pe ceilalți. Vă mulțumesc!